Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou episod din Car Parking. Astăzi suntem cu colegul. Salut, salut! Dacă vă place acest episod și mai vreți episoade cu colegul, să strângem 5 like-uri. Dacă strângem 5 like-uri, o să postăm următorul episod. Și dați un follow la colegul aici pe Instagram. Sete.fan4070. Așa. Și astăzi o să dăm niște 0-100, poate și un drag race ceva. Da. Bă, nu știu ce mașină să-mi iau. Bă, eu trec că-mi iau M4. Da, deci mai întâi să vă prezint puțin din update. Cu ce să vă încep eu. Deci, mai întâi o să vă arăt acest merțan care a fost în joc, ci că nu știu, eu nu știu dacă a fost sau nu. S-a readăugat acum. Acest Audi din, cred că, 98 sau ceva. Așa. Mai vechi. Cred că mai vechi, nu știu. După vremea lui Moș Crăciun. Da, și putem să-i punem body kit la E60-ul acesta. Stați așa să vă arăt. Venim cu E60-ul. Hai, venim cu E60-ul. Stai un pic. Deci uitați-vă tot felul de body kit-uri. Tot cu lip, cu de toate. Așa. Ce mai avem pe aici? La acest merțan, uitați-vă. Putem să... Băi, mi-am luat merțanul din greșeală. Așa. La F10, ați văzut și la început. Așa, la ăsta, la zi. La Mercedes-ul ăla. AMG. Așa, la merțanul ăsta AMG. S-a adăugat F90-ul acesta, seria 5 F90, care, da. Așa, s-a adăugat Dodge-ul. Și ce mai s-a adăugat pe aici? Body kit la ăsta. Și E8-ul. E8-ul l-am făcut eu ca în FST. Nu știu dacă mi-a fi bine. La ce mai e body kit? Să știu ca să-mi iau și o mașină. La ce nu am body kit? La ce mai e body kit? La GTR-ul. La GTR? Ah, da, stai că l-am. L-am frumos, eu vin cu GTR-ul. Hai că mi-l iau și eu. Pe server. Fac, nu? Stai așa. S-o câți că am pe GTR, cam puțin. Am 900 de cai pe GTR. Da, deci am tot felul de prostii pe aici. Am făcut ce server, mergem la drag race, nu? Care, da, dă-i pe circuitul ăla. Hai că da. Bă, nu știu ce are, nu-mi pune parola la mie. Mai sunt buguri la joc, de exemplu, se blochează. Aia e. Poate se apucă și colegul de YouTube. Poate. Hai că mi-au dat și mie băieții. Revenim, fraților, să dau mut la ăsta, la grup. Gata, băi, fraților, am dat mut la grup, pentru că da, așa. Și pe tine te nebunesc colegul cu notificările. A? Și pe tine te nebunesc cu notificările. Da. Mă enervează, frate, păi, una, două, da, trei, salut, băjeții, nu știu cum. Da, știu, enervați rău copiii, mă. Da, deci poate mai facem episoade. Din acest joc, dacă strângem 5 like-uri, facem episoade când dăm. Mamă, trebuie să fac The Post Challenge, bă. Poate mă ajut tu să fac un The Post Challenge. Știi ce ala, nu? The Post, dă ăsta zi, dacă vorbește episodul se închide, știi ala, nu? Da. Dacă e mă ajuți să fac? Te ajut, colegul. Da, o să facem poate mâine sau în seara asta, nu știu, vedem. Da. Da, deci 0-100 îi dăm, da? Hai bine aici. O, că nu dăm cursă, doar 0-100. Deci el are crom. Hai. 3, 2, 1 și... 100. Și eu am la 100. Da. Eu iau imediat. Hai să dăm o liniuță mai bine. Ca să vadă oamenii despre ce treaba. Hai o liniuță. Dă-i înapoi. Alea că mi-a dat mare reclamă. Da, sunt enervante rău
reclamele. Hai, dai tu cerere. Da, așa. De metri, da? Da. Și o să vă arăt și tracurile, adică circuitele. Dar după... Eu cred că te fac cu cutoarba. Pe mă faci. Și avem aceeași cai pe ele. Sau? A, pe mă distanțez de tine, mă. Te-am luat aici. Da, bă, m-a luat. Cum ai făcut? Bă, nu știu. Hai să dăm și un trac, adică un circuit. Hai. Să vă arăt aici, băi fraților, cum puteți să facem pe circuit. Bă, nu, al meu pleacă în sensuri diferite. N-ai treabă cu el. 3, 2, 1. Păi nu sunt mă lângă tine. A, gata, acum te-am tăiat foarte. Bă, vă, că GT3-ul stă bine pe curbe. Da, numai că o să pierd acum că am păsăgeți. Bă, și eu tot păsăget sunt. Eu nu pot să joc păsăget. Bă, nici eu... Pac. Să vedem cine câștigă. Eu zic că tu câștigi. Bă, nu știu. Că sunt două lapuri aici. Bă, nu prea pot. Că dacă acum am intrat urât cu GTR-ul în curba aia, mă rupi. Da, băi, fraților, și din câte puteți vedea, avem și modul de noapte. E fain rău de tot. Erau rup, niște misiuni pe modul de noapte, dar da. Gata, am terminat. Păi eu am intrat într-un stâlp, m-am făcut stâlp. Ce mini drift am făcut aici, ești nebun? Păi eu am intrat în 3 stâlpi până acum. Eu nu mai pot să mai plec. Eu uite, eu merg cu spatele, n-am treabă. Eu am terminat cursa cu spatele, mi-o dat ceva. Ia, stai să-ți dau să facem pe tracul ăla al doilea. Pe ăla mai lung. Al doilea, bă. Gata. Deci, să vedeți și voi aici un track foarte, foarte fain în un circuit mișto. Poate facem, poate ne arată colegul aici niște mașini crom. Vă arăt ce mașini doriți. Scrieți în comentarii acolo ce vreți să vedeți crom și o să venim cu ele. Da. Și op. Poate dacă colegul e cu minte, ulu, am intrat urât. Și eu. O să aibă și el. Cum adică, mă, dacă-ți cuminte, vei da ce, tu trebuie să-mi dai neapărat acolo, să le arăt la abonați, ce-i? Stai așa că am intrat în drift, cu frâna de motor. Mă. Să dai seama, în loc de frână de mână, eu zic frână de motor. Bă, la primul track te-am întrecut, dar la al doilea... Mă rup că eu am făcut de-aia, cum se numește. Eu i-am dat damage la motor. Cum e aia? Era mi-am scoat un fum. Damage. Zici că faci grătar. Eu am trecut de mult, am și ieșit din tunelul ăla. Eu acum intru în tunel, dar văd că nu mai ia de mai mult de 120. Mamă, nici benzină nu mai am, ești nebun. Poate rămâi fără benzină, stau în șovru, șarută. Păi mă, după liber, what? M-a scos. Netu. Of, m-a scos? Da, atunci... Ei, bă, oprește și pe altul, că nu e bine. Taci, mă, lasă pe ăsta, că dacă tot e de 8 minute, ce ai? Hai, nu altul, mă, pe altul, nu e bun. Taci, mă, că e bun, hai, vini să tai să-mi ieși o altă mașină. Păi așa, stai, bă, că eu am ieșit, nebunule. Asta e o mașină de circuit. Hai, că dacă mă fac să-mi iau și o mașină de circuit. Bă, circuit, nu pot să zic e circuit. Da, fraților, aici închidem și noi episodul, dacă v-a plăcut și mai vreți episoade noi, stați să dați un mare, mare like. Eu am fost The Gramp și cu colegul, pa, pa!